Suntem în fața apartamentului lui Robinet, fraților. Și el o să fie prima noastră țintă. Mamă, pomule, dar ai pe aici, ai dat cu dușul un pic. Ești mi-ai simțit? Uuuu, scos! E pe partea doar, mă. Unul la mână, uitați-vă ce față are Gami. Doi la mână, vă dați seama după fața mea că nu puteam să o las așa. Așa că astăzi l-am enervat pe Gami. Ia mă să vă știu cum o să bă, ce faci, mă? Nu, bă, nu de la mine. Ce faci, mă, dar e nevastă mea. În timp ce filmam ceva cu Mitsu, m-a sunat Gami și mi-a zis: bă, Robinet, ai chef să mergi să mănânci? Și am zis: mai târziu. A zis că o să vină. Mama, a venit. Nu vine să cred, nu știu dacă îl vedeți acolo cu decapotabila. Bine că nu m-a văzut cum făceam intro. Ideea e că astăzi o să le enervăm pe Gami, oameni buni. Hai să vedem cum merge treaba. El nu știe nimic, jur. Fiți atenți că resună Gami. Alo. Ce faci, mă? Bine, tu? Am ajuns. A, ești aici? Hai că mă îmbrac și vin. Bine, ba da, bine, pa. Acum că n-am făcut să aștepte, eu zic să terminăm puțin treaba prin casă. La modul că trebuie să spăl vasele astea. O să-mi fac ceva repede de mâncare și după cred că o să stau puțin în pat. Hai să trecem la treabă. Am terminat de spălat vasele, dar parcă mi s-a făcut poftă să mănânc ceva, așa că hai să facem o pâine prăjită, zic. Arată comestibil. Azi am spălat vase, am mâncat, trebuie și un pic de odihnă. Doar poate să mai aștept încă 2 minute cât mă întind și eu puțin în pat, nu? Mamă, da, cu ce mașină a venit al meu, Gami! Ce faci? Ce să fac? Uite, a venit vara! Vă sper să văd mai bine, că acum am venit de pe telefon, Gami, acolo spălă mașina și m-a uitat camera în mașină. Nu e cu camera, nu e cu telefonul. Dar să vedem și cu telefonul. Mi s-a oprit trecină. Sos! În cantități industriale. Sos! Vă mă faceți de râs. Ne facem de râs. Ce bă, nu-ți place muzica ta? Bă, să ieși de la Porsche aici, la oameni serioși. Ia mă să vă știu cum o să stea. Bă, ce faci, mă? Mănânc. Așa am furt direct din farfurie. Bă, aveți că-s bune. Dar așa am venit din farfurie, îți iau și un cartof, dă-te direct. Bă! Ha! Știu ce te uitai așa. Bă, ești tu? De la tine, da, bă. Nu! Bă, nu de la mine. Ce faci, mă, dar e nevastă mea că-ți dau mâna. Mănâncă cu ce-ai mișcă mâna acolo. Am întins mâna în mâncarea mea. Așa, și tu am întins mâna în mâncarea mea. Eu și sos. Nu! No. Nici măcar nu-i sos. De ce? Fasole. Chiar? chiar e fasole. M-ai făcut țărâncă, să știi că... Eu sunt mândră de rădășinile mele, da? Vezi că e de la Bușteniști, tu ești de la Azuca, deci te-ai făcut și pe tine țărâncă. Ce faci, mă? Îți fac lumina pentru vlog. Bă, dă-mă înapoi că mă grăbesc. Stai un pic, e bine așa? E prea tare. Cum o fac? Mai încet. Așa? Așa e bine, da. Ok, da, fii atent, gata, zim stop. Stop. Ok, hai, începeți. Ok, deci astăzi o să îmi las prietenii să îmi citească jurnalul. Mă, ce faci, mă, frate? Păi, Andaric. Da, stop. Nu era perec. Mă zici și mie că nu era perec. Dar las-o așa. Gata. Las-o așa. Așa zi. Hey! Mă, las-o așa. Vă vedeți arși. Stai, o fac eu. Nu. Dat-o mai tare și aricapat. Hopa, dar ce avem noi aici? E băiatul nostru live în curând. Pentru că se întâmplă asta, e inevitabil să nu mergem să-i stric eu live-ul. Am îndevere că o să le enervez. Dacă hai să schimbăm hainele astea de pe mine și să mergem să-l trolăm. Gata, m-am îmbrăcat, hop, astea că m-am mecit și azi încerc să le enervăm pe Gami. Poate să-i opuriți geamurile, cine știe ce zice lumea? Uite cum arată. Jesus. Tu astăzi vei fi complicele meu, ok? Să știi că și Ioana e complicele meu, o să le enervăm pe Gami. Pe Gami, perfect, am acceptat vlogul ăsta. Fii atent, ai un tun de confeti? Nu. Gami e live acum, imaginează-ți cât de tare era să avem un tun de confeti. Bă, chiar era tare să-i dai așa direct în față. Da, dar n-avem. Vrei să-i scoatem calculatorul din priză? Putem de afară? Nu știu, o să se enerveze rău de tot, tu-ți asumi asta. Bă, e live, bă. Știu, e live. Ok, asta o să ținem ca și extrem, o lăsăm finala ca să se enerveze maxim. Până atunci ce facem? Mergem poste, să le enervăm, să-l gâtilăm, să-i dăm palme, să-i dăm... Da, băi, ești un geniu. Se vede, mă, cine a stat în cartier cu youtuberii până acum. Hai la el. Ia uite victimă. Ai un nou? O roșie ceva, să-i aruncăm în geam, dar nu cu o piatră. Ia zi-mă, Sebi, avem ceva de... ne poate ajuta pe aici? Mamă, ți-i dăm cu ketchup pe geam? Nu-i dăm cu ketchup. O conservă de pateu. Păi dar nu cu conserva, cu pateu din ea. Cu o farfurie. Da, dă-i tu, ia. Dacă dau la vecin. Mă! Ia-o iar, că nu te-a văzut, ia-o iar. Sebi, dă-o mai la dreapta, cu ia vântul, prostule. Ia-i dat în mașină! Hai! Toate cinci odată. Toate cinci?
Cred că a murit pe full night, frere, că s-a dat în spate. Hai să mergem înăuntru să-l trolăm. Ați văzut-o pe Ioana mai devreme în vlog. Ioana, scuze că te-am dat palma aia peste mână, dar ideea e că noi ne-am vorbit, ea știa că o să se întâmple chestia asta. Dar ideea e că ea acum o să ne ajute să-l trolăm pe Gami. Gami e live, am arătat mai devreme înainte să vin. Ce o să facem? Bă, nu știu, din el urăște să fie întrerupt în timp ce face live. Deci, dacă i-a făcut casa, nu trebuie să te urmărești. Pentru că el e foarte concentrat atunci când filmează. Și da, să știți că Robi nu abuzează femei de obicei, da, nu. Eu i-am zis să-mi dea palo peste mână, pentru că am zis că o să fie mai credibil dacă face asta. Dacă mergi peste el, eu cred că e suficient cât să le enervezi. Eu am o idee. Ce idee ai? Nu, 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 nu. Pe toți. Bă, se poate arde calculator. Mai bine te duci peste el și iei tu, gen, faci tu live-ul locul lui. Vii peste el și spui că... Să mă lați pe mine că știu mai bine ce fac? Bă, du-te acolo și pornește aspiratorul. Și-l bag acolo? Da. Cum se pune? Nu știu. Ah, și-l duci acolo și-l dat de coaptă. Meci următor primești pentru fiecare kill 2 euro și 1 10 euro. Pentru următorul meci... Bă, uite-i pe ăștia, mă, au intrat peste mine, mă. Cum să mă dau un pic? Mă, uite și tu ce-mi fac. Uitați-vă și voi ce-mi fac ăștia, mâncați-și. Care chiar durează 2 euro doar meciul ăsta. Doar meciul ăsta? Ha! Bă, să... Da, ce face butonul ăsta? Nu. Bă, vreți să intri eu în locul lui Gami? Cred că mai zici ca un pic mai bine. Nu. Nu neapărat la Fortnite, dar să fac live-ul în sine. Bă, tu ești cam plictisitor. De ce vă uitați, mă, la el? Bă, du-te, mă, acasă. Mamă, cred că dacă... Bă, el mi-a povestit că are o problemă cu microfonul și dacă scot ăsta de aici, ne-a s-a dus tot. Da, s-a dus tot. Să nu scoate, de la de microfon, că s-a dus microfonul. De ce mai da pe mut? Îi sună telefonul. Mă sună un prieten. Alo, nu știu, a luat iPhone, are Sony. Uite, filmezi tu? Lasă-mă în pace, robinet. Ziceți, mă, intri în locul lui? Îi câștigă, vrei să-ți fac bani? Bă, eu zic că e prea lumină, stingești tu ring light-ul ăla și țineși tu back-ul ăsta. Să ne dorim pe filmare, că bate... Nu, se e prea lumină, măi, prea lumină în camera asta. Nu ți-e cald? Păi 30 de grade. Mă spaci să-i... Să-mi vine căldura! Bă, dar lasă-mă, robinet. Bă, dar fix meciul ăsta ți-ai găsit, mă, frate. Aprinde lumina, că nu mă vede chat-ul, robinet. Stai așa, că am uitat aspiratorul. Hai, papă! Gabilă, bă, mi-a zis să facem control pe live. Băieți, ce faceți? Bună ziua, live-ul lui Andrei. De ce se aude ăsta în căști, bă, ăsta nu știu setare, nu știu ce să-și facă. Ce vrei, mă? Iar ai venit. Bă, lasă-mă să mă joc și un meci. Oricum joc mai bine decât tine. Mungu, uite-l cum îți ține tastatura vere. Cum adică, de? Bă, că tu așa te joci cu tastatura. Da. O ține într-o parte. What the fuck? Ce-s, mă, controlele astea? Ai câștigat vreun meci de când te joci? Azi nu. Și nu spune asta ceva despre tine? Ce spune asta despre mine? Că nu știi să joci. Bă, stai, mă, lasă-mă! Ce mă doar, să mă trolezi? Eu cred că, de fapt, Robinet face toată treaba asta că voia și el să joace Fortnite, dar nu voia să fie singur. Am o idee! Nu! Ce faci ca să nu fac asta? Ce faci ca să nu fac asta? Nu! Zi-mă, ce faci ca să nu fac asta? Te bat! Uitați-vă și voi. Bă, lasă-mă, mă, să-mi fac live-ul. Bă, spăr. Bă, iese lumea de pe live, iese lumea de pe live. O să te iubesc rău de tot dacă dai și lași pe Gami să joace solo meciul ăsta. Bă, lasă-mă, mă, să-mi fac live-ul, iese lumea de pe live. Hai, mersi. Ce pio... Vin iarăși, stai. Vin ca să-mi cer scuze, bă, vin ca să-mi cer scuze. Chiar îmi pare rău că te-am trolat zilele astea. Ideea e că filmam un vlog, le enervez pe Gami 24 de ore. Mă ierți? E ca și cum ei face propriile trucuri de magie unui magician. Da, exact așa a fost. Dar știi de ce am făcut asta? Pentru că ai zis că sunt un sconct și căput.